Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă propun un tutorial despre portofoliul profesorului, portofoliul cadrului didactic. Vă propun o modalitate electronică de gestiune a portofoliului cadrului didactic și, după cum observați, vă propun o structură pe activități ale unității în care vă desfășurați activitatea, pe planificarea activităților, adeverințe, aspecte administrative, apoi, dacă sunt cazuri, structura unui opțional, concursuri, planificări, programe școlare, rapoarte anuale. Haideți să încercăm să identificăm acum cum putem structura pentru a putea updata planificările de la un an școlar la altul, atât pe planificări calendaristice, cât și pe unități de învățare. De asemenea, vă propun să aveți un folder în care să structurați planurile de lecție. De asemenea, să salvați programele școlare în portofoliu, pentru că acestea sunt practic documentele de la care pornim atunci când stabilim planificarea calendaristică a fiecărui an școlar. Și bineînțeles, aveți un folder pentru partea de evaluare. De asemenea, să vă structurați conținuturile pe, și sub forma unor prezentări PowerPoint. Să nu uitați că sunt în activitatea didactică o mulțime de alte aspecte asupra cărora veți reveni de-a lungul activității dumneavoastră didactice, și iată, suntem într-un folder unde putem păstra testele inițiale, putem păstra testele fiecărui, atât testele inițiale cât și testele finale, dar putem de asemenea să avem un punct de plecare în activitatea de evaluare de la un an școlar la altul. Vă recomand de asemenea să aduceți aici principalele modele de subiecte pe care ministerul le propune în fiecare an școlar. Și de asemenea nu uitați că activitatea noastră didactică se finalizează de la un an școlar la altul cu un raport. Un raport în care va trebui să evidențiem atât activitatea ce ține de proiectarea activității, cât și activitățile didactice propriu-zise. De asemenea, cum am evoluat învățarea și, nu în ultimul rând, cum am contribuit la imaginea școlii în care ne desfășurăm activitatea. De asemenea, o altă componentă a activității noastre ține de formare continuă și, bineînțeles, să nu uităm că recomand ca să gestionați numărul de ore pe care le predați într-o formă cât mai potrivită pentru a putea fi comunicată și gestionată de la un an la altul, mai ales în relația cu conducerea școlii. Acestea sunt doar câteva dintre aspectele foarte importante. Vă recomand de asemenea să aveți în portofoliu fișe de lucru, fișe de documentare. Iar în partea de final a acestui tutorial vă recomand să păstrați toate aceste documente în contul dumneavoastră. Structura este similară pe foldere și, după cum observați, va fi mult mai facil să regăsiți documente pe care școala, unitatea școlară sau altă instituție vi le solicită.